Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la un nou episod, un podcast la alt nivel, ca de obicei alături de prietenii noștri de la MaxBet. Invitatul meu de astăzi este de peste 50 de ani în fotbalul românesc. Este campion cu Steaua ca jucător înainte de Revoluție. A câștigat și două titluri cu Steaua după Revoluție, dar ca președinte al secției de fotbal. Candidat la președinția Federației Române de Fotbal, scriitor, jurnalist, actualmente director executiv la Craiova, lui Adrian Mititelu. Marcel Pușcaș, vă salut! Mulțumesc că ați venit! Mulțumesc pentru invitație! Ce faceți, domnule Pușcaș? Cum mai este pe la Craiova? La Craiova ar putea să fie bine, dar ar putea să fie și mai bine. Dacă am avea vreo, 10 puncte în plus... Doar atât! Da, doar atât ar fi pierdute, ok. Cel puțin 10 puncte pierdute, hai să nu zic copilărește, uneori chiar prostește, pentru că am avut meciuri bune, am luat foarte multe goluri, avem condiții foarte bune, salariile sunt la zi, lucru mai rar în condițiile fotbalului românesc actual, baza de pregătire este foarte bună, jucătorii, toată lumea spune că avem un lot bun de jucători, dar din păcate locul ocupat și punctele acumulate sunt lase de dorit, zic eu. Și atunci, dintr-un motiv sau altul, din cauza unor evoluții mai slabe, din cauza unei inconstanțe, chiar a unor greșeli de arbitraj, în multe meciuri am ajuns în situația în care ne uităm la prea multe echipe în sus. Unele chiar mai slab cotate ca noi sau cu condiții mai slabe decât noi. O mică teamă pentru partea a doua sezonului și de retrogradare sau nu e gândul ăsta? Eu nu cred, pentru că nici nu merităm să ajungem acolo și nici nu cred că putem să ajungem acolo, pentru că totuși suntem peste câteva echipe clar, din punct de vedere valoric. Dar, Doamne ferește, fotbalul a generat multe surprize și, Doamne ferește, să ajungem aici. Nu cred. Greu pentru domnul Mititelu, că ați spus de condițiile pe care nu încearcă să le ofere, le oferă, după cum spuneți. Da. Greu? Păi este greu când trebuie să aduci de acasă vreo 3 milioane anual de euro și aduce. Și de unde, domnule Pușcaș? Milioane peste milioane. Din afacerile pe care le are, din avândut terenuri, în primul rând, de afaceri imobiliare. Și, dar indiferent din ce afacere ai face, să dai 3 milioane din bugetul familiei, eu zic că în condițiile neapărat ale României, e valabil principiul pretutindeni. Eu cred că trebuie să ai o mică doză de nebunie. 3 milioane sunt 3 milioane și în America și în Rusia și în... Da, la noi 3 milioane ar fi mai multe, nu doar 3. Da, da, da. Ei, are această nebunie, are această patimă, este craiovean, este bolnav de știința Craiova și nu de azi, de ieri. El a fost în galerie ani de zile și înainte de 89. Mergea cu echipa în deplasări, ținea steagul, cânta și după Revoluție chiar. Și a ajuns în 2005 să ia echipa, atunci când era la Ananghe, era în Liga a doua, picase pentru prima oară din 1964, de când a promovat în Liga a întâi. Deci după 40 de ani a picat în 41 de ani, a picat în B și nu lua nimeni echipa. Și a luat-o el. Nu avea nici jucător, nu avea nici bază sportivă, nu avea nici condiții de cantonament. A luat un lot de jucători de la Caracal, printre care Ciucă, Săceanu, Bornescu și așa mai departe, din divizia B, din Liga a doua, i-a transferat la Universitatea Craiova și a reușit în prima an să și promoveze cu Ovidiu Stângă, antrenor, era și jucător și antrenor. Ei, după aia, știți ce s-a întâmplat, mai durat vreo 5 sezoane în Liga 1, după aia dezafilierea, după aia procese, după aia scandaluri, după aia dispersarea unei părți a suporterilor care au migrat spre nou înființata echipă, adică acel celebru loc dat în Liga 2 în 2012, de fapt, dar a fost valabil pentru sezonul 2013-2014.
lucru nemai întâlnit, zic eu, în fotbalul mondial, dacă doriți. Adică, hai să-ți dăm un loc în Liga a doua. Păi de ce n-ai dat și la UTA? Sau la Feciarăș, sau la Sibiu, sau la Oradea, sau la Satu Mare. Așa, hai să dăm câte un lot în Liga a doua tuturor orașelor care n-au echipe în Liga a doua. Și atunci a fost o măsură forțată, zic eu. Între timp, imediat după acea măsură dată de Federația de Fotbal, a și câștigat procesul în instanță pe la o lună și a fost repus în drepturi. Miditelu cu Universitatea Craiova. Doar că începând campionatul 2013-2014 nu mai avea fonduri necesare, jucătorii plecaseră toți, de 2 ani nu mai avea nici pe nimeni în lot și a fost o generație bună cea din 2011 când a fost dezafiliată echipa cu Bărboianu, cu Silviu Lungu Junior, cu Găman, cu Costea, frații Costea și așa mai departe, deci erau Iordache, erau 6-7 nu mai era Iordache Dănănaie, erau vreo 6-7 jucători în echipa națională de tinereta României. Ei, acești jucători au plecat, bani nu mai erau și atunci primăria Craiova împreună cu Federația Română de Fotbal, cu fosta conducere, au susținut această idee de a oferi un loc în Liga a doua orașului Craiova. Și așa a apărut acest CSU cu domnul Rotaru la timon. Da, mai sunt tensiuni între cele două Craiove? Mai sunt. Păi este împărțit, suporterii sunt împărțiți, majoritatea au migrat la CSU pentru că încă până în 2017 când s-a reînființat această echipă, abia atunci a putut Adrian Mitelu să asigure condiții revenirii sau renașterii unei echipe, suporterii au migrat. N-au stat fără fotbal 4-5 ani. Au migrat la cealaltă echipă care era în oraș și pe undeva era firez, domnule, vreau să văd totuși meciuri și aici era mă refer la... stadion nou. Era... Da, stadion nou. Și au migrat mulți nemulțumiți de Adrian Mititelu, de om, de persoană. Nu neapărat de știința Craiova. Dar și asta cu nemulțumirea față de o persoană, cum s-a întâmplat și la Steaua de altfel. Pentru că cei care au plecat la CSA Steaua sunt anti-Gigi Becali, nu sunt neapărat steliști sau... Pentru că și acolo, ca și la noi, lucrurile sunt clare. Adică există măcar un numitor comun, dacă nu mai multe, care îți asigură, știu, dau certitudinea că ai fi continuatorul echipei de tradiție. Și la FCSB e valabil și la noi. Ei, acum lucrurile apreciem suporterii care au rămas alături de echipă și mai există o masă, Peluza Sud, care indiferent de condiții au rămas alături de această entitate și de chiar și de Adrian Mititelu, chiar dacă îl mai înjură uneori. Cei din Peluza Sud de la noi au fost cei care au însoțit echipa și în Liga, în județ, în Liga 4-a și în a 3-a și mergeau câte 3-4-500 de plasări pe la Beci Cherechi, pe la Pecica, deja eram directorul clubului și spun cu certitudine ceea ce spun acum. După aceea au însoțit echipa în Liga 2-a, pe la Primara Mureș, pe la Ciuc, pe la... Deci sunt suporteri pătimași, iar o mare masă de suporteri sunt cei din afara Craiovei. Sunt foarte mulți în Ardeal, sunt foarte mulți în Banat, sunt în București mulți, pe care avem și pe care îi vedem la meciuri. Se adună, comunică între ei, sunt organizați, sunt... Deci părerile sunt împărțite și acum sigur că doar rezultatele pot să atragă clienți, să zic așa, spectatori. Mai există o masă importantă de suporteri, de suporterii de meci, nu cei ultra și cum li se spune celor din Peluza Sud, care sunt prezenți la mai toate meciurile. Și sigur că rezultatele, dacă sunt și vor veni, vor fi din ce în ce mai mulți prezenți. Ca dovadă e faptul că CSU, de exemplu, are suporteri mai, adică spectatori mai mulți la meciuri, dar din două considerente. Unu, pentru că au niște înlesniri din
date de club prin primăria Craiova, mă refer la cei de la salubritate și la cei de la apă canal și așa mai departe, care dau niște abonamente sau facilitează niște lucruri acolo. Și doi au fost mai mereu în ultimii ani în play-off. Și da, atunci e una când joci cu FCSB-ul, alta e când joci cu Voluntariu. Corect. Una e când joci un derby cu CFR Cluj și alta e când joci cu FC Argeș. Și sigur că spectatorii, ca număr, sunt mai interesați de astfel de meciuri. Da, cu domnul Rotaru vă împăcați? Ați avut ceva clinciuri așa în ultima vreme? Am avut, pentru că n-am avut clinciuri. Am clinciuri pentru că, îmi spun punctul de vedere... Schimburi de replici, le zicem atunci. Da, nu, pot să spun și acuzații sau adevăruri. Adică, cred că e așa, într-o zonă crepusculară, relativ, în fotbal cel puțin, dacă acuz pe cine asta, dacă spui și adevărul. Adică dacă spune despre un domn ca Rotaru că este PSD-ist, nu o spun eu, o spune gradul de rudenie cu băiatul domnului Hrebenciuc, Nașfin. Nu o spun eu, o spune Gigi Becali, o spune Mirit de Dragomir, care au relații foarte bune cu Viorel Hrebenciuc și care a spus că el l-a recomandat doamnei Olguța Vasilescu pe Mihai Rotaru și i-a sugerat să ajungă la CSU Craiova, și deci nu poți nega că nu ai legătură cu un partid. Deci nu sunt declarațiile mele, sunt constatările mele sau înscrisurile mele sau reamintirile mele în scris pe tot felul de rețele de socializare. Nu cred că e o mare acuză, pentru că știe și el că cam așa stau lucrurile. Dar asta e o altă discuție. Sunt probleme între cele două cluburi și nu trebuie să abată atenția de la fotbalul propriu-zis. De la poziția în clasament. S-a tot vorbit în ultima perioadă, bine, nu s-a vorbit. Hai să zicem că poate că s-a speculat așa despre o fuziune între cele două echipe. Nu s-a vorbit, a sugerat doamna primar. Credeți că va fi vreodată posibil așa ceva? Ar fi bine să fie, a mai sugerat încă 2-3 foști fotbaliști ai Craiovei Maxima. Ar fi bine să fie o singură echipă. Lucru irealizabil, de fapt a și declarat patronul că mai bine se unesc cele două Coree decât fuziunea între. Și e normal pe undeva, pentru că sunt orgolii mari, sunt nu poți să fii asociat cu cineva. Te asocia cu cineva înseamnă a împărtăși păreri, niște principii, a acționa la fel, ori nu-i cazul. Mai am o curiozitate. L-ați crezut vreo clipă pe Adrian Mitidelu când a spus acum ceva vreme că se retrage de la echipă? Adică nu se mai bagă în niciun mod, că nu mai comentează, că stă total în umbră? Două minute. Două minute l-ați crezut? Da. Cât a ținut declarația? Da. Nu. N-are cum. E boală. Care, din păcate sau din fericire, să ia. Și prefer un nebun, între ghilimele, de genul ăsta, decât... Ăsta este și unul dintre motivele pentru care am acceptat oferta în urmă cu vreo 5 ani. Pentru că mie îmi place această nebunie și această patimă în comparație, și iar revin la omolog, să zicem, la domnul Rotaru, care de un an, doi, tot declară că vrea să vândă echipa. Numai că e greu să găsească pe cineva. De fapt, i-a și propus lui Mititelu acum vreo 6-7 ani să o preia pentru suma de 10 milioane de euro. Sunt a fost propunerea asta a lui Mihai Rotaru către Adrian Mititelu. Sunt înregistrări la instanță, pe alt context, bineînțeles, nu pe neapărat pe fotbal, în care îi se propune domnului Mititelu să îi dea 10 milioane de euro lui Mihai Rotaru și îi cedează echipa. Păi și oare acum dacă Adrian Mitidelu... 2016, 2017 asta. Și dacă i-ar da acum... Nu-i da, pentru că s-a dus pe o linie curată, a pierdut foarte mulți bani, s-a chinuit vreo 7-8 ani, dar astea sunt problemele lor. Au avut și litigi în afaceri în Craiova. Nu se va realiza nicio fuziune, din punctul meu de vedere. Cum vedeți și lupta la titlu, să încheiem cu... Lupta la titlu, FCSB, CFR Rapid. CFR Rapid. Aparent, astăzi, FCSB are prima șansă.
Dar după ultima evoluție de la Cluj au demonstrat că au și mari lacune. Rapidul este pe un val bun, cu optimism, cu o întărire substanțială a lotului, cu Kosovari aduși, cu Petrila și așa mai departe, cu Anderii în regulă. Atmosfera este bună și CFR-ul, bineînțeles, care oricând poate să încurce și pe una și pe alta, la fel cum și Faro poate să obțină rezultate bune. Dar cred că ar fi rândul FCSB-ului, pentru că au fost parcă puțin mai constanți, dar întotdeauna finalul încununează opera. Pot să conduci, au avut 11 puncte, mai au 7, se poate întâmpla orice, se mai și înjumătățesc. Dar cred că asta ar fi ordinea corectă anul ăsta. FCSB, Rapid, CFR. Și acum să ne amintim și de fotbalul când ați debutat dumneavoastră. În 1978 debutați în prima ligă pentru Bihor. Da. Cum era, domnule Pușcaș, fotbalul atunci? Cum era prima ligă a noastră? Dacă nu mă înșel eu, în sezonul ăla FC Argeș parcă ieșea campioană. FC Argeș ieșea campioană și noi, FC Bihorul, retrogradam în... Retrograda, FC Bihorul, da. Eram... FC Argeș cu... Gigu Dobrin. Celebru meci Dinamo FC Argeș, 4-3. Da, în da. Ștefan cel Mare, când a fost Dobrin Dumnezeu meciului. A fost, ce să spun, eram clasa 12-a de liceu și prin septembrie parcă venise Ienei la Oradea. Eu eram în lotul primei echipe de vreo jumătate de an. Fusese antrenor un domn, a murit fiertat, Ioan Reinhardt, care a fost un mare fotbalist și el. A fost pe la UTA, antrenor pe la Reșița. M-a luat la prima echipă când mai aveam un an și jumătate de juniorat. Făceam antrenamente cu echipa mare, jucam la tineret, iar mă ținea rezervă, iar mă băga, iar mă scotea. Așa, și Ienei m-a debutat în 78 la Oradea contra celor de la Sportul Studențesc. Aveam clasa 12 de liceu. 18 ani aveți, nu? Sau nici împliniți. Da. Și contra Sportului, care avea o echipă foarte bună, adică era cu Țețe Moraru în poartă, cu Ciugarin, cu Tănăsescu, Mircea Sandu, Tavionescu, Chihaia, cine mai era, Munteanu, nu Munteanu 2, încă nu venim, era la autobuzul, Mitică Manea, fundaș stânga, tatăl handbalistei Manea. Oana Manea. Oana Manea. Aurică Rădulescu, juca fiertat, era murit după aceea. Sportul era mai an de an în cupele europene și erau 1-0 pentru ei la pauză și m-a băgat în locul lui Naum la pauză. Și asta a fost debutul. A rămas 1-0, am ținut de rezultat repriză. Ați apucat să îl întâlniți pe teren pe Dobrin? Da, ați apucat, da? Am jucat o dată cu el la un FC Argeș, FC Bihor, la Pitești. Nu uit meciul ăla când trăiesc. Era și antrenor și jucător, avea vreo 36 de ani. 35-36, venise la Târgoviște, o promovase pe Târgoviște din B în A, după aceea a venit la Argeș și încă mai juca. Și la un moment dat ne conduceau ei cu 1-0 la Pitești și un vuiet așa în tribună, tot stadionul Dobrin, 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 sigur că ne-am uitat și noi. Și a venit, s-a ridicat de pe bancă și a dat bluza de training jos, minutul 70 ceva de genul ăsta, și a stins țigara pe pista de atletism de la Pitești. N-a făcut nici măcar o încălzire. Nici o încălzire, a intrat direct în teren, i-a arătat arbitrului schimbarea, a intrat și a mai jucat vreo 20 sau 25 de minute cât a mai ținut meciul, a atins vreo 3-4 ori mingea și în rest era cu gura pe jucători. Mai sus, mai jos, mai înjura în stânga, în dreapta, mai ține-l pe ăla, așa, și n-au bătut până la urmă cu 1-0. Dar asta a fost momentul meu și după aia n-am înțeles de ce mai trebuie făcut încălzire. Dacă Ditai Dobrin n-a făcut încălzire și a stins țigara și a intrat în teren, adică și noi facem câte 40 de minute de încălzire și nu fumăm și nu bem și stăm și vreo 20 în cantonament și tot n-ajungem să fim Dobrini. Da. Dar era fotbalul
altfel atunci. Dumneavoastră mijlocași, nu? Da. Ați avut așa și o întâlnire pe teren? Ați încercat să-i luați mingea cumva? Nu, pentru că n-a atins mingea de 3-4 metri, nu mai fugea. El era suficient să facă 5 metri stânga, 5 dreapta și să era mai mult de organizarea jocului. Că noi eram cam peste ei, peste cei de la FC Argeș și vreau să egalăm. Atunci el trebuia să... Antrenorul a intrat în teren cum ar veni și să coordoneze de acolo propria echipă. Și au reușit să mențină rezultatul. Cum ajungeți la Steaua? Simplu. Cu avion. 983, nu? Da. Adică două sezoane în Liga Secundă, parcă, pentru Bihor, încă unul în prima ligă, reveniți în prima ligă, după care în 83 la Steaua. Ajungeți la Steaua, 20 de ani, cam așa. Am jucat bine cu ei și la ora de aia am bătut 4-1. La Înghenci am făcut 0-0, la ora de am dat și gol. După aceea, cu un an înainte, am fost convocat de la ora de la Lotul Olimpic. Era un meci așa dublu, se juca echipa națională cu Lucescu, antrenor, echipa mare națională cu Lucescu, antrenor, cu Voivodina Novi Sad, parcă, pe 23 august, pe actualul Liaman Oliu. Și în deschidere am jucat noi Lotul Olimpic cu Kangurii, care baseră locul 3 în Australia la campionatul mondial, cea mai bună performanță a fotbalului românesc la nivel de reprezentative. Și am jucat la Corvinul în campionat, țin minte, duminica, luni era convocarea la București, am ieșit minutul 12 de la Corvinul, Andone mi-a făcut întorsă de gleznă, fie fundaș central la englezna dublă, toată vânătă. N-am renunțat la convocare, am venit la București lunea, m-a văzut Neagică Constantin, era antrenorul echipei olimpice, care era și antrenorul Stelei, și a zis că nu mă bagă miercuri la meci. I-am spus, eu n-am făcut deplasarea asta de 600 de kilometri să nu joc, că vreau să joc, oricum vreau să joc. Și-a făcut cruce, l-a chemat pe doctor, mi-a pus burov, mi-a dat cu gheață două zile, am făcut și o injecție înainte de meci și m-a băgat la pauză, pentru că nu puteam călca pe picior. Dar din cauza injecției, cred că era novocaină sau ceva, mi-a amorțit gleza, nu am simțit nimic, nicio durere. Și am intrat la pauză, am dat și gol, am făcut un 1-2 cu Coraș, gol, am dat 4-1 pe Kanguri. Și din momentul ăla de la crucea aia și după aia am dat gol și în campionat Stelei, tot cu Constantin Antenor. Și în iarna lui 83, prin ianuarie, au venit la Oradea Ion Alexandrescu cu Gianlu Hortopan și cu un colonel Popescu să, dacă vreau să merg din vară la Steaua. Și am zis da, cu o singură condiție, dacă pot să intru la o instituție de învățământ superior, pentru că terminasem sportul la Oradea și aveam o diplomă deja și mai vroiam una. Și am zis că dacă se rezolvă Academia Militară, ok. Și am venit la Steaua. Și am venit în vara lui 83, mai mulți. Steaua era terminată pe locul 4 sau 5 sau 6. Da, era o perioadă de schimbări. Multe sezoane fără titlu, nu? Erau în cupele europene de vreo 4 ani, 5 ani. Și am venit Lăcătuș, Pițurcă. A, da, e sezonul când au venit. Lăcătuș, da, exact, Pițurcă. Eu, Fane Petcu de la Constanța, Tătăran de la Baia Mare, Diaconescu de la Galați și Laurențiu de la Motru, minerul Motru, 6 sau 7 jucători am venit în vara aia. Au mai rămas încă din vechea echipă, a plecat Fare Sameș la Rapid, dar au mai rămas Florin Marin, Stoica, Angelini, Iordache, Vasile, Adionescu, mai erau Tim Câmpeanu, Viorel Turcu, Majaru, Miții, Balint, Belo era Puști, încă juca și nu juca, Eduard, Fodor, Iovan, și în anul următor am luat locul 2, nu putea, era greu să depășesc. Primul sezon în care ați venit, nu? Locul 2 și finaliștii cupei și am mers în Cupa Cupelor, am jucat în 84 cu Roma și ne-au scos cu 1-0 la Roma, 0-0 în Ghecea. Da, Emery Kenney a venit și el antrenor atunci când ați venit? A venit Ienei venise din... Ienei nu mai activase de un an și ceva în fotbal pentru că au avut un...
mă rog, a fost la Târgoviște antenor și a făcut un egal Târgoviște cu Steaua sau i-a bătut, mi se pare, cu una înainte. Și l-au scos și lucra la unitate militară în Oradea. Și a, deci a deranjat conducerea că a luat punct stelei, da, nu? Da. Și prin aprilie 83, aprilie sau ultimele etape, a fost secundul lui Gheorghe Constantin. Din vară a plecat Constantin și a rămas Ienei cu, a mai venit Victor Stănculescu, care era secund la echipa națională. Și bine, eu deja semnasem cu Steaua. Deci era... După care am stat un an cu Ienei, l-a dat afară pe Ienei, l-a dus pe Halagian cu Victor Dinuț secund, după aia, după vreo 7-8 etape, iar l-a dat pe Halagian afară, iar l-a dus pe Ienei cu Iordănescu secund. Da, după care a plecat Ienei la lot, după aia se știe, după finala Cupei Campionilor, și a rămas Iordănescu încă 4 ani, principal. Halagian a stat vreo 7 etape în al doilea sezon al dumneavoastră acolo. Da. Ce s-a întâmplat? Care a fost? Că, mi se pare că echipa era chiar pe primul loc, nu? Eu am scris o carte. Steaua era pe primul loc, neînvinsă, păi, după etapele alea. Eram neînvinși și la data mare. Da. Halagian era un antrenor cu personalitate. Nu l-a adus Ion Alexandrescu la Steaua. Nu erau compatibili. Ion Alexandrescu era un conducător, cum sunt și astăzi, care vrea să controleze tot și să subordoneze și antrenorul principal. A, da? Bineînțeles. Se practica și pe vremea. Și se practica tot timpul, s-a practicat. Nu e nimic nou, okay, în ce fac unii patroni astăzi sau primari. Sau, da. Și Halagian nu era tipul. Halagian a fost adus de Ilie Ceaușescu, care era secretarul de partid al pe Ministerul Apărării Naționale, fratele lui Nicolae Ceaușescu, de la Scornicești. A adus 4 jucători, a adus 2, Bărbulescu, Bumbescu și Peloații, pe Bălăni, 4. El nu prea discuta cu Ion Alexandrescu. Când avea o problemă, pleca direct la minister și sărea peste președintele. Așa. În schimb, o altă proptă a lui Ion Alexandrescu era Ion Coman, care era membru în Comitetul Central PCR pentru răspândirea de armată. Deci era pe linie politică peste ministrul apărării. Și l-a ajutat foarte mult, era o relație foarte bună și Ion Alexandrescu a fost slăbicina lui Ion Coman. Da. Și atunci când l-a prins cu o caua mică pe Halagian, necalificându-ne cu AS Roma, care era finalista Cupei Campionilor Europene, un fel de Liverpool sau știu ce. A, deci asta a fost problema, că n-ați bătut pe AS Roma. A fost pretextul că n-am bătut pe AS Roma, care era finalista, echipa nemergând de 5 ani în Cupele Europene. Fiind la Roma 9 debutanți în meciuri oficiale internaționale, 2 mai jucaseră, Bumbescu la Craiova cu Leeds, așa, și Eduard, mi se pare, jucase cu Utrechtul, cu FC Argeș. În rest, toți ceilalți 9, inclusiv Ducadam, Lăcătuș, Pițurcă și așa mai departe, am fost debutanți pe Olimpico și aveau în echipă Roma 6 campioni mondiali, de la Grațiani, la Pruzzo, la Tancredi, portarul, la Conti, plus Cerezo, Falcao, brazilienii, deci bate-i tu dacă poți, joacă cu pastări. Noi 9 debutanți și vedeam Barilia pe marginea terenului și am crezut că sunt blugi. Nu știam la ce înseamnă Barilia, plus că... Da, am ieșit pe emoția era mare. Am ieșit pe culoare și vedeam gelați pe ăștia de la Roma, zice, ce dracu și-au pus în păr, în cap, nici nu uitam în stânga spre am văzut numai la televizor, nu uitam în dreapta, în partea alaltă, când am ieșit pe teren. Da. Și în primele 15 minute n-am trecut centrul terenului. După aia ușor am avut, pentru că am jucat foarte bine acolo și a doua zi scria și gazeta de la Sport că Roma grație Tancredi, deci am avut, trebuie să-i batem 6-1 sau 6-2, deci am avut ocazii multe. Și de acolo, practic, a fost începutul echipei Steaua. Formarea echipei care... Nu formarea, că de la meciul ăla n-a jucat Bălăni acolo, abia venise, și nici Stoica, care nu era în grațiile lui Halagian. Halagian, când a venit la Steaua, aducându-i pe cei 4 pe care i-am pomenit, s-a mai dispensat de alți 3, de Iordache, de Florin Marin și de Angelini. Și vroia și de Stoica. Dar, deci Halagian vrea să dea afară pe
Pe cei care jucaseră capitanul de... Stelei, să zicem, din viitor, de peste un sezon. Da, da, da. Dar pe ceilalți i-aș fi dat. Da. Da. Numai că la Stoica s-a opus Alexandrescu și... mai bine a făcut, că Stoica chiar a contribuit după aia mult, mult de tot, Tudorel. Deci considerați total nedreaptă demiterea lui Halagian? Nu știu dacă. Deci Halagian a fost întotdeauna un antrenor, cum sunt mulți, făcători de echipe. Nu avea tactul necesar să știu, dialogueze. Da, apropo, cu jucătorii foarte buni. Cum vă înțelegeți cu el? Cum era? Unii foarte bine, alții foarte rău. Da? Mie nu mi-a displăcut, pentru că îi plăceau jucătorii harnici, muncitori. Eu mă încadrăm în categoria asta. Sigur că ne beștelea tot timpul și la, chiar și când câștigam, ne certa. Era total alt stil decât Ienei. Ienei diplomat, lăsat după jucători, ascultat de conducere. El nu, el se impunea, Halagian, ori ca mine, ori nu. Și așa a procedat și la Dinamo după aceea și... Da, așa la 20 de ani mai primeați câte o palmă după ceafă de Halagian? Nu, Halagian. Nu era vorba de asta. Nu era vorba de asta, dar fiecare antrenor, de la fiecare înveți câte ceva. Nu există om perfect, nu există antrenor perfect. Dar... sunt antrenor, cum spunea și Ștefan Covaci pe vremuri, pălmașii și antrenorii de Hilton. Nu e ușor să fii nici unul, nici altul. Pentru că nu știu dacă îl pun pe Guardiola acum, care e obișnuit, nu neapărat că eu nu agrez neapărat Guardiola, o să mă înjure lumea acum, pentru că are mulți fani. Dar a lucrat la echipe cu jucători mult prea mari ca să nu facă performanță. Ori este... E și dreptul lui până la urmă, e dreptul câștigat de el până la urmă. Este și norocul lui, pentru că a luat, după ce s-a lăsat de fotbal, a luat imediat Barça. Aia. Da, aia, da. Și cu Messi. Da, păi da, hai da. Să-i dăm puliaș. Nu? De ce nu i-am dat Celta Vigo? Nu până își face mâna, un an, doi, trei. Să vedem dacă mai câștigă Cupa Campionilor în 2009, să vedem dacă mai e Guardiola, să vedem dacă ajunge la Bayern. Poftim, același Guardiola la Bayern, 6-7 ani, n-a câștigat nicio Liga Campionilor. I-a trebuit vreo 5 și la City, având cei mai mulți bani din lume. Nu e așa ușor nici să fii diplomat în relația cu valori, cum nu e ușor nici să faci o echipă din mai nimic sau din tineri. Nu e o ușoară meserie, este o meserie foarte grea. Unii ajung la Hilton, alții ajung la hostel. Deci asta e cariera, asta e viața, se destinul fiecărui antrenor și valabil în orice sport. Poftim, Klopp, Dortmund, ok. Nu lua, îl dădea afară Dortmund, probabil pentru că avea și el o rată, să zic așa, de amortizare. Orice antrenor, rar sunt aia care stau câte 10 ani Simeone la o echipă sau, știu eu, Ferguson. Se mai mută. Și nu lua Liverpool, lua probabil, nu știu, Köln. Pica Köln cu condiții financiare mai precare. Iar, sau câți antrenori mari n-au avut șansa lui PSG și n-au reușit să câștige nimic important în Europa. Da, corect. Cu banii lumii. Adică pocnești din deget și aduci ce jucători vrei din lumea asta, nu? Ca dovadă, cum s-a și întâmplat. Și tot nu a reușit să câștigi. Simțeați așa de atunci că se formează o super echipă? Adică un Lăcătuș la început, cum a spus, un Pițurcă, Loții care venise și el. Cum? Ajunsesem la un nivel de încredere în teren în care nu concepeam să pierdem. Deci s-au adunat astrele, să zic așa. Pentru că aveam toți, absolut toți, o foame mare, mare de rezultat. Cu emoțiile de rigoare la Roma, că am pomenit de meciul ăla, dar trebuia să câștigăm la Roma. Deci erau clar peste noi la toate condițiile, financiar, CV, campionate mondiale, europene, cupe europene, la toate capitolele. La profe de financiar, ce însemna financiar? Ce salariu aveți dumneavoastră la Steaua în 1983-84? Păi ca pentru cei mai tineri care ne urmăresc, pot să spun că nu câștigam, dacă transformam în lei, în dolari, să zicem, sau în euro, mai mult de 500 de euro pe lună. Cu salariu, cu prime, cu toate astea. Dacă schimbam, doar la negru puteam schimba banii, că la oficial nu ne dădea nimeni. La dolari. Deci cum ar fi astăzi 25 de milioane? Cam asta era 2500 de lei. Da.
500 de euro, erau bani mai mulți decât în alte domenii. Dar se trăia bine cu banii atunci, apropo? Păi luam un 15.000 pe lună, 20.000 am avut pe lună, în condițiile în care salariul mediu era de 2.500-3.000 de lei. Da. Adică îți permiteai să-ți iei o mașină, să-ți bagi benzină, să mănânci, dar nu erau pretențiile de astăzi. Pentru că, bine, nici nu aveai ce să faci așa cu... Casele erau toate chirii de la stat, școlile contau foarte mult, toți fotbaliștii alergau după școli, de-aia au luat și având echipe gen Poli Timișoara, Cupele Europene, Sportul Zdențesc, da. Ucluj, Poli Timișoara, Boliaș. Deci au fost echipe studențești care au avut în componență jucători foarte, foarte buni sau jucători trecuți de prima tinerețe, gen Ion Liță Dumitru, care a plecat de la Steaua nefăcând facultate, s-a dus la Poli Timișoara la 30 de ani, Vasile Dobrău a plecat de la Dinamo, a mers la Ucluj ca să facă facultatea și a stat un an în carantină când nu i-a dat Dinamo deslegarea și foarte mulți jucători importanți ai țării care n-aveau șansa locului sau a momentului să aibă acces la un învățământ de studii superioare, plecau la echipele astea studențești. Și mai sunt Dembrovski, de exemplu, care jucase în echipa națională și de la Bacău n-a venit s-a dus la Poli Timișoara, deși putea să joace oricând la Dinamo sau la Steaua. A preferat Timișoara pentru facultate și mulți, mulți, mulți alți fotbaliști. Se întoarce americanii după Florin Halagian și anul ăla, al doilea sezon al dumneavoastră la Steaua, se câștigă titlu. Se câștigă titlu și dar cupa. Nu prea mai prindeți cupa. Echipa după întoarcerea lui Enei sau ce se întâmplă acolo? Venirea lui Bölini la Steaua, deci în primul an jucam cu Tudorel, cu Stoica. La mijloc. Jucam 4-4-2 cu Miții pe stânga, cu Panepet cu dreapta, cu Lăcătuș Pițurcă și cam jucam. Venirea lui Bölini însă m-a marginalizat puțin. Pe undeva era normal. Ceea ce i-am reproșat lui Enei a fost faptul și s-a făcut cuplu Stoica Bölini, care după aceea a avut rezultate. N-avea ce comenta. Unul era capitanul echipei Steaua, unul capitanul echipei naționale. Ce am reproșat eu atunci, la vremea respectivă lui Enei și motivul pentru care am vrut să plec, a fost că atunci când evoluam, nu făceam rău. Și păi și ce soluție? Consideram că de multe ori putea să mi se mai dea încă o șansă meciul 1-2-3, așa cum și Bölini putea să fie rezervă și Stoica, pentru că nu s-a născut nici Bölini, nici Stoica, nu s-a născut titulari. Da, ați avut discuția asta cu Enei? Am avut, la vremea respectivă și am și plecat de la echipă, m-au și arestat vreo două săptămâni, m-au băgat la garnizoană, am părăsit pur și simplu echipa. A, da? Cum? Stați așa, cum s-a întâmplat? Ați plecat din cantonament? Pe fiind ofițer, da, am făcut bagaje, am luat taxiul și am plecat acasă și n-am mai venit două săptămâni la echipă. După și unde v-au arestat? Păi, au trimis la mine acasă armata și m-am dus la garnizon aici, undeva la Leu, la garnizon și am stat 10 zile în arest. Da. Și bine, a stat și Ordănescu la vremea lui. Anghel Ordănescu? Da, și Fane Petcu a stat în arest. Da, tot așa, deci au care plecat. Eram un fel de dezertor. Și după care m-am dus la Neion, la Alexandrescu, am zis, Neane, vreau să plec, împrumută-mă. Bine, noi eram, la Steaua am luat 18 jucători. Deci nu era ca acum, lot de 30, erau da, două schimbări, adică era un lot foarte rest. Când pleca cineva dacă... 18 și cu doi portari, Ducadam Stângaciu și de la tineret Gherasim. Deci 21. Nu era o problemă. Și am zis să mă lase să plec un an de zile să joc meci de meci, pentru că eu vreau să joc meci de meci și puteam să o fac. Și puteam să joc la orice echipă din țară. Și că nu mă lasă. Ok. Și m-am dus la Olteanu, la fostul ministru al apărării. Am trecut peste Alexandrescu și am zis că vreau să mă duc la un club să joc un an de zile. Dacă considerați că vreți să mă luați în urma evoluțiile înapoi, mă luați. Dacă nu, nu. L-a sunat pe Alexandrescu, cu tare, pușca și la mine. Uleori a început să urle Alexandrescu. Că am zis tovarășul ministru că pot să plec un an de zile. Și m-am dus la Rapid. Regretați, dar sincer, că ați plecat fix înaintea sezonului în care Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europene. N-aveam de unde să știu. Bine, nu cred că avea cineva vreodată cum să se gândească. N-aveam de unde să știu, odată, și doi, nu aveam nici cea mai mică
frică când am să revin la Steaua. Pentru că nu știu, aveam o mentalitate că pot să câștig singur un meci. Deci e greu să explic chestia asta la un joc colectiv, la, mai ales la fotbal în 11, în teren. Simțeam în teren că sunt atât de bine pregătit încât pot să decid meciul. Și probabil că o sumă de genul ăsta de jucători s-au adunat în acea echipă a Stelei. Și atunci eu mergând la Rapid, pe eu la Rapid am jucat doar 6 etape. Da, până să rup piciorul. Piciorul, da. Ei, și am dat 3 goluri și 3 pase de gol. În 6 meciuri ca mijlocaș de închidere. Acum vreau să văd și eu astăzi un închizător care dă 3 goluri și 3 pase de gol în 6 meciuri. De fapt, în 6. Am dat și la Timișoara când mi-a rupt piciorul, tot eu am dat pase de gol. În deci, discuția asta... Deci n-aveam nicio... Puteam să fac un sezon de 10-14 goluri fără probleme la o altă echipă. Dacă mă lăsai în pace și în teren. Dar acum, sincer, dar cu dacă, mintea de acum și cu experiența de acum și n-aș cu... Dacă știam, dacă dau filmul înapoi pentru Cupa Campionilor, n-aș fi plecat. Cine ar fi plecat? Cine ar fi? Asta e viața, nu regret pe undeva, pentru că m-am consumat la vremea aia mult. Pentru că... Acum, eu îmi imaginez dumneavoastră când Steaua a câștigat Cupa Campionilor, erați cu piciorul rupt în gips? Am văzut finala la Nae Manea fier dat acasă, eu în cârje și cu piciorul în gips. Și am început să plâng. Bine, acum, Florin, de exemplu, Manea era mic, avea, nu știu, 10 ani sau cât. Dar și era și Mitică Spârlea, a fost un pentatronist, Geta cu soția. Și am văzut meciul împreună, îți dai seama cum eu mă cer la Rapid, eu sunt cu piciorul rupt, am două cârje în stânga și în dreapta și mă uit la foștii colegi cum nu pierd la Sevilla cu Barcelona. Și lipsea și Stoica. Deci n-aveam nicio șansă să nu joc acolo. Aoleu! Deci n-aveam nicio șansă să nu joc cu Lazio. Deci finala cu Cupei Campionilor? Eu zic că da. Păi, meciul cu Barcelona la vremea respectivă nu era o echipă mai slabă decât mai bună decât AS Roma. Care jucasem un an înainte și jucasem și jucasem bine. Da, incredibil, da. Deci n-aveam nicio emoție să joc cu Barcelona, eu jucau Schuster la ei și cu Archibald. Păi, dincolo jucau la Roma Cerezo cu Falcao. Erau braziliene. Deci n-aveam nicio... Și erau și campion mondial. Și ați plâns. Păi, cum să te simți când vezi... Nu, regret, pentru... Mă uram pe mine. Nu pentru... M-am bucurat pentru colegi. Bravo lor, dar de ce nu sunt și eu acolo? Puteam fi. Că nu va da nimeni afară? Nu. Trebuie să stau Steaua. Să tac din gură și să-mi văd de treabă. Atât trebuie să fac. Ce înseamnă o clipă de decizie? Da, orgoliu, graba. Asta e. Dar, pe de altă parte, ca viață și ca socializare și ca învățăminte de viață, cei 4 ani petrecuți în clubul Rapid, 2 ca antrenor, 2 ca jucător, bine, am mai stat în club la Rapid pentru că nu aveam unde să mă duc, un gips, nu te anii. Da. Și mi-au prins foarte bine, am cunoscut foarte mult, am avut timp, neavând meciuri, nestând în cantonamente, am avut timp să cunosc alți oameni de foarte bună calitate, oameni de cultură, au altă atmosferă, spiritul Rapidului, galeria Rapidului, care e minunată și pot fi și invidiați de multe cluburi din țară, jucătorii Rapidului, și mi-a folosit și perioada aia foarte mult. Ca formare umană, să zicem, da. Aveam 25 de ani, deci încă eu urma să cu în afară de fotbal nu știam nimic. Sau mai nimic. Am cunoscut o altă lume. În discuția de fapt, aia e viața reală. Aia de la Rapid, aia pe care am trăit-o eu. Aia e viața reală, fără fotbal. Sau fără sport. E celebra discuție. Echipa Stelei din 86, de cine a fost făcută? De Halagian sau de Enei? Și de Halagian și de Enei și de Cernăianu și de Constantin. De acolo, din mijlocul ei. Păi, toți cei care am venit, de exemplu, în 83, Pițurcă, Lăcătuș, Petcu, Tătăran, eu,
Laurențiu și cu Diaconescu, 7, din care am rămas 5, după a rămas 3 sau 2 la Sevilla. Au fost aduși pe vremea lui antrenorului principal Constantin. Înainte de Constantin, deja la echipă erau Gabi Balint, luat de la lotul de juniori, de la Lucea Forbelo, de Edici, era luat de la juniori, Iovan, luat de la Reșița, Majaru de la Galați, Ducadam a venit în iarnă cu jumătate de an înainte, luat tot de Constantin, după aia a venit Ienei, care nu știu pe cine a luat, pentru că nu era principal, era dacă eu am vorbit deja cu Steaua în ianuarie, Ienei nu era la Seara, la Armată, la Oradea. Da. Anul viitor a venit Halagian, i-a adus pe cei patru, Bărbulescu, Radu, doi Marin, Bumbescu și Beluni, după care a plecat și a revenit Ienei, atunci cine a făcut echipa? Toți au contribuit cu cea și Alexandrescu a contribuit, bineînțeles. Dar sita asta pe care a cernut în 3, 4, 5, 6 ani la Steaua a dus la... I-am spus lui Ion Alexandrescu, pentru că eu am venit șeful secției de fotbal la Steaua în locul lui în 96. Cum e viața? Pentru că nu, a ieșit la pensie. Da. Și asta a fost și trebuia să vină altcineva. Și am fost numit eu, că și-am avut ten de legătură, am și ținut un an de zile, am consilier, da, Ioane, ce zici, ce părere ai, deci un mare om de fotbal și vedea lucrurile foarte bine. Dar diferența era că atunci aceste transferuri multe se făceau fără bani. Se făceau prin ordin, prin, nu erau bani de transfer atunci. Ori după 90, tu nu mai puteai să aduci ca în 80, 82, 83, 84, da, 100, pe, 100 pe, de jucători în 3 ani de zile. Așa 100 de jucători dacă aduceai după 90, costau 100 ori un leu, măcar 100 de lei. Și dacă nu dai zbârci cu ăștia 100 de jucători, să faci o selecție, să-ți iasă 11 din 100, înseamnă că reușești 10%, 11%. Nu-i bun procentul. Trebuie să reușești 80-90%. Atunci, din masa aia de jucători avută la dispoziție de Ion Alexandrescu, de, cred că au fost la Steaua, poate exagerez când spun 100 de jucători, dar au fost de la Matefi până la Dorel Zamfir, Bolba, Naemanea a jucat 2-3 meciuri, s-a plecat înapoi la Rapid, foarte, foarte mulți jucători, Săbâminea, mulți, mulți care au venit și au plecat, Nițu, portarul, nu trebuie să vezi statisticile și asta vreau să spun, că din masa aia de jucători era imposibil să nu reușești să închegi un 11 din 100. După 89 a fost mai greu. Curiozitate, i-ați sunat pe colegi după finală? Păi unde să-i sun, că nu aveam telefoane. Telefonul public, de unde să sun? Nu, dar ne-am mai întâlnit și am mai vorbit. Și bravo lor, am fost și la mare 90-86 împreună la Euforie Nord, la Hotel Europa, am stat acolo cu ei, eram eu la tratament, ei în concediu. Nu, și ne mai întâlneam. Și am și ținut legătura și după aceea, că am vorbit tot timpul cu Radu Doi, cu Fane Petcu, cu Loții vorbeam tot timpul. Ar fi echipa aia Stelei din 86 cea mai bună echipă de club a României? Eu cred că da. Da? Eu cred că da, pentru că a avut echipă bună și Universitatea Craiova, foarte bună. De fapt, ei au fost cei care au început. Da, păi ar fi discuția cu Craiova Maxima, Dinamo lui Lucescu și... Nu Dinamo lui Lucescu. Craiova Maxima, Dinamo lui Nicușor. 83, Dinamo a jucat o semifinală de Cupa Campionilor. Cupa Campionilor. Semifinală de Cupa Campionilor. Da. Deci înainte de Lucescu. Dar Craiova a fost cea care a dat timboldul necesar sau a impulsionat, să zic așa, cu fotbalul românesc, pentru că fotbaliștii români aveau mari complexe. Nu că nu erau talentați. Da, când ajungeau în Europa, pentru nu? Pentru că fotbaliștii români puteau ca dovadă, individual luați așa, cam toți care au fugit din țară, că nu îți dădea nimeni voie să mergi să joci în străinătate, au jucat și au jucat bine. Deci a fugit Sătmăreanu 2 de la Dinamo, a jucat la Stuttgart 4 ani. Astăzi, dacă fuge unul de la Dinamo, nu joacă nici la Liga 3-a sau la Liga 4-a în Germania. Da?
A fugit Marcel Răducanu, a fost Dumnezeul lui Borussia Dortmund, 6 ani. A fugit Viorel Năstase, a jucat la München în 1860 în Bundesliga, în prima divizie, a fost golgetorul echipei. A fugit Nadu, de la fundașul dreaptă de la Poet Timișoara, a jucat 4 ani titular la Karlsruhe, în Bundesliga, în condițiile de atunci când erau voie 2 străini, nu cu toți. Da, da. Deci din aia 2 străini, unul era român ales. Și atunci probabil că, dar ca ansamblu, nu aveam acces la informații, nu vedeam televizoare, n-am văzut pe AS Roma, de unde să o vezi jucând, nu aveam o reviste, nu aveam video, cameraman să-l trimis la meciuri. Te trezeai în direct așa cu ei. Și ce-o ieși, la ce-o ieși? Plus că nimeni nu credea, Steaua a avut o echipă chiar mai talentată decât cea din 86, în 76. Deci echipa aia și o recunosc tot și Lăcătuș și Tudorel Stoica a jucat. Era mai talentată decât noi. Dar n-aveau foamea de rezultat ca noi. N-aveau mentalitatea noastră. Era o echipă cu Sameș tânăr, cu Agiu, cu Angelini de 22 de ani, cu Ioșca Vigu, Liță Dumitru, Pui Ordănescu, Ion Ion, Troi, Marcel Răducanu, Viorel Năstase, tot Iordache în poartă, Haidu în poartă. Deci toți jucaseră în echipa națională și când o dădeau în Europa, ieșeau din primul tur. Cu Nant, cu știu eu cine, Monaco, cu... Deci asta era o problemă. Ori Craiova a depășit, a fost prima echipă românească care a sărit pârleazul. Adică pe fondul ăsta de ambiție și de impulsionare a reușit să treacă de niște baraje, de niște repere gen Kaiserslautern, Bordeaux, echipe de locul 2-3 în Bundesliga, în Franța, care erau campionate de Fiorentina, locul 2 în Italia. Și de acolo au învățat ceilalți, Dinamo imediat după un an și, Craiova, și Steaua peste 2-3, 4 ani. Dar spre deosebire de Craiova și de Dinamo, acea echipă a Stelei din 86 a demonstrat că n-a fost o întâmplare. Câștigarea Cupei Campionilor Europene n-a fost o întâmplare, pentru că au mai jucat încă o finală și o semifinală. Și câștigi și Supercupa. Deci corect, și Supercupa. Da. Deci hai să zicem, întâmplare, dar pe Dinamo Kiev cum e bătut în Supercupa? Da. Ok, dar peste 2 ani cum ai ajuns iar în semifinale? Și peste 3 ani cum ai ajuns iar în finală? Nu prea mai era întâmplare. Era valoare. Dacă ați nominaliza cel mai bun fotbalist pe care l-ați întâlnit în perioada la Steaua, care ar fi? Ca și coleg? Da, fotbalist. Cine vă impresiona așa în mod constant la antrenamente, la... Mi-e greu să spun, pentru că fiind coleg cu ei, nu pot să spun că ăla e mai bun ca mine sau că... Toți au fost fotbaliști foarte buni și era o viteză de joc mare. Toți știau să gândeau o fază înainte. Viteza de gândire era foarte, foarte bună. Jucam din prima. Nu știu dacă Majarul mai ținea puțin de minge în plus, 2-3 atingeri, 4, dar în rest toți din maximum 2 atingeri. Și atunci mergeam mingea, țin minte că am jucat, nu știu, la Iași sau unde, Dumnezeu, am bătut 3-1 și m-am avut 24 de atingeri de balon, deci nu se întâlneau cu mingea. Și Iași nu avea echipă chiar rea. Și am terminat cu gol. Adică era un fel de circ. Devenise campionatul, aveai probleme cu Dinamo, aveai probleme cu Craiova, care era în declin deja, da. Plecaseră Ilie Balaci, Cami, Țicleanu, Ștefănescu s-a lăsat, s-a dus la Brașov, adică au pierdut și pun fond de uzură, pentru că și Craiova a durat vreo 4-5-6 ani, nu poți să o ții așa, în special cu jucătorii mai în vârstă, a mai plecat Beldeanu, deci pleca 5-6 piese de bază, pe fondul ăsta am crescut noi. De la Dinamo la fel, s-a lăsat Dinu, s-a lăsat cine a făcut și Augustin, nu știu ce vârstă, mai Ion Marin și mai departe. Dar se juca extrem de repede și nu aveam o mentalitate de concurs nu bună, excelentă. Și pe fondul ăsta... La început de carieră, să zicem, nu? Cât aveți? 23 de ani când v-ați rupt piciorul, cât aveți? 25. Neîmpliniți. 25 neîmpliniți. Da. Vă rupeți piciorul. Da. Și
Nu v-ați gândit o clipă că ăla ar fi oarecum finalul carierei, nu? Ba da. V-ați gândit? Ba da. Am mai sperat o lună. Deci a fost ceva mult mai grav decât i-a făcut țicul băiatul ăsta de la Sibiu, cum îl cheamă, Dragoș, Iancu, okay, sau cum îl cheamă. Mult mai grav, pentru că a fost și fractură și, aia, adică să ne gândim și deschisă fractura mea și toasele afară și tibia și peroneu, adică rupte pur și simplu. E, recuperarea aia, cum stat 9 luni în gips, am avut 3 operații, 9 luni în gips, făcusem piciorul stâng, aveam cu 11 cm mai slab decât dreptul, musculatura din cauza gipsului. Da. Păi se atrofiase, da. S-a atrofiat tot și astăzi am atrofie la gleznă, vreo 2 cm. Dacă v-ar fi trimis afară, oare? Nu știu. N-a fost vreodată șansa asta, nu? Nu știu, nu știu, nu. Nu s-a pus problema. De fapt, la nici, ca să trimiți atunci afară, înseamnă că statul român comunist recunoștea că nu pot să facă. Problema gravă a fost acel gips și osificarea a durat, pentru că a fost comuniutivă, deci au fost și ciopârțite bucățele din tibie. Deci nu numai rupt așa în două și bucăți de la ruptură. Am radiografia, îmi pare că n-am adus. Dar a fost, a trecut, asta e. E păcat că la nici 25 de ani, când în mod normal orice sportiv între 25-30 de ani are culmea ascensiunii sau maturității de pline, intră în maturitatea de plină sportivă, eu n-am apucat-o. Apropo, se simțea influența comandanților pe vremea aia, șefilor supremi, cum era? Se simțea eram certați că am bătut doar cu 1-0, de exemplu. Da? Fiecare vineri veneau ministru și cu Ilie Ceaușescu la noi, la Steaua, și dacă băteam cu 1-0 era grav. Îi certa pe Ienei, îi certa pe Iordănescu. Pe bune? Ienei, încă o dată, dacă mai faci nu știu ce, 1-0, bați numai cu 1-0, la mine, la Petroșani, noi chicoteam acolo în spate, râdeam, ridica două mâini și pui Iordănescu și vreau să spun și tu zătaci, că tu trânteai meciurile, zătaci, că știm noi mai bine. Și noi ne râdeam de... Dar una peste alta a fost bine. Erau influențe, în special din partea Ministerului de Interne, pentru că la un moment dat avea și Dinamo Victoria și a urmat și Flacăra Moreni. Adică, cum ar veni, deja aveau 8 puncte din start asigurate cei de la Dinamo, într-un campionat că nu o să bate niciodată Victoria și Moreniu în două meciuri pe Dinamo. Și mai aveau câteva echipe pe aici, pe acolo. Tot l-am auzit pe Lucescu că problema Stelei, că Valentin Ceaușescu, echipe pro-Dinamo era și odată Valea Jiului, Jiu și Corvinu. Pro-Dinamo era și Ucluj. Pro-Dinamo era Brașovul. Pro-Dinamo era Bacău. Și pro-Dinamo erau mai mult și arbitri. Pentru că de Dinamo, de Ministerul de Interne, depindeau pașapoartele pentru ieșirea la meciurile în străinătate. Și atunci aveam și noi, ca și acum, arbitrii care trebuie să fluture afară. Național de tineret, cupe europene și mai departe. Păi dacă nu primeai viza pe pașaport, păi ce făceai? Și Valentin Ceaușescu, adică... Contracara chestiile astea. Da. Încerca să contracareze chestiile astea. Păi țin minte că am jucat la Pitești și au avut câte un video primă, cei de la Argeș, de la Dinamo. A, deci era Steaua Argeș. Da, și echipa adversă era premiată de Dinamo. Cu câte un video, un video erau 40.000 de lei sau 50.000 de lei. 50.000 de lei era un video? Da, atât era atunci un video. Aproape cât o mașină, cât o Dacie? Da, și n-au reușit să ne bată. Și noi aveam 4.000 de lei, prima. Prima era 4.000. Și aveau de 10 ori mai mult ca noi și tot n-au reușit. Și la mai multe s-a încercat chestia asta, dar... Sigur, și Ion Alexandrescu, care a fost în federație, avea, mă rog, o afinitate, a promovat și el 2-3 arbitri. Sigur, peste tot sunt lucrurile astea relaționale. Da. Și în Anglia sunt, și în Spania, și în Grecia, nu mai spun, în Turcia, și în Bundesliga. Bine, dar perioada aia fotbalului românesc a fost așa specială, să zicem. Da, a fost bine, specială, și cu rezultate. Da, special. Adică specială, dar uite, sportul a bătut în cupele europene echipe mari, a bătut Interul. Dinamo a bătut Interul.
Craiova face egal cu Bayern München. Asta am zis, și rezultat. Craiova bate Fiorentina. Dinamo joacă de la egal, bate Hamburgul. Dinamo bate, joacă de la egal, egal cu Liverpool. Adică, pe fondul ăsta, e ciudat, reușesc să te bați bară la bară cu și noi n-aveam niciun străin în echipe. Noi n-aveam dreptul, ei toți aveau câte doi străini. De exemplu, Bayern München a bătut Craiova și 0-0 și 2-0. Dar jucau Rummenigge și Paul Breitner. Paul Breitner la Bayern. Păi dă-i pe aia doi și pune la Craiova în echipă. Și să joci tu numai cu nemții. Poate că se schimba rezultatul. Greu să luați decizia asta, să renunțați la fotbal, adică foarte mai trageți greu, așa de... Greu. Nu, m-am chinuit și n-aveam nicio șansă după 2 ani de inactivitate. Păi la alergări eram primul și sunt martor foștii colegi, la toți parametrii erau impecabili și după 2 ani de zile eram la coada. Stând în pat 9 luni. Da, da. Ce să fac, cum să recuperez? E foarte, foarte greu. Și am mai lălăit așa puțin pe la un an și jumătate pe la Divizia B, să țin de post, de în armată și așa mai departe, să termin școala, da, greu. E foarte greu. Și urmează așa, să treceți prin diverse lucruri. Apropo, cum v-ați gândit, ce fac eu de acum? Ei, asta e o problemă. Că... asta e o mare problemă și e bine să te gândești de la 25 la 30 ce urmează să faci după ce nu mai faci ce-ți place și ce știi și pentru ce te-ai pregătit și nu mai îți poți îndeplini visele din copilărie, e important, și să trezesc unii la 35 de ani când se lasă de fotbal și atunci își pun aceste întrebări. Eu am avut 35 de ani la 25. Asta zic. Atunci acel chin de la 25 la 30 a fost un chin grea interior aia, da? Și visam meciurile, visam situații și astăzi mai am noaptea vise cu niște meciuri. Dar m-am maturizat și m-au consolat neamurile și maica mea specială. Zic că există viață și fără fotbal, că nu e totul în viață fotbal și într-adevăr nu este. Și poți să faci și altceva. Bine, am fost tot timpul, m-am mai pus mâna pe o carte, am mai citit, m-am documentat, am început afacere după 90 și am ajuns ofițer de presă la Steaua în ianuarie 90, când clubul trebuia să fie desființat, un moment foarte greu, în locul lui Octavian Mintilă, el m-a recomandat. A, da, că după Revoluție a fost perioada aia când toată lumea avea ceva cu Steaua și cu Dinamo. Am prins perioada și trebuie să dau răspunsuri. Eram singur ofițer de presă în club la 24 de discipline sportive. Și apăreau ziarele ca ciupercile după ploaie și nu mai știe nici cine scrie. Noi ziariști, îi știai pe cei vechi de la Gazeta Sportivă, da. Cu ei nu mai erau. Dar după ianuarie 90 a apărut diversi care începuseră să scrie. Ori... a fost un moment ușor, am trecut de el, nu s-a mai desfințat nimic și după aia m-am dus la sugestia, la rugămintea lui Mircea Pascu, antrenor la secund la... Vă apucați de antrenorat, așa, ușurel, și 93, antrenor rapid. Da. Cum ajungeți antrenor la rapid? Am fost secund un an, da. Am fost secundul lui Mircea Rădulescu un an de zile, eu și Teo Codreanu fiertat și Rică Răducanu. Și am mers în cupa UEFA, după 20 de ani și Mircea Rădulescu nu erau bani la club de niciunele. Da, e perioada când vine George Copos? George Copos aducea prăjituri la pauza meciului și se erija în sponsor, deși nu dăduse niciun ban, a intrat cu vreo 4-5 etape înainte în campion, în vestiar. Nu prea ne-a convenit și că băieți, dacă mergeți în cupele europene, aveți de la mine fiecare câte o Dacia. Bravo! S-a mers în cupele europene, nici până astăzi n-au văzut jucătorii Dacia. A, deci asta a fost după trei luni a început Copos să se implice. Mircea Pascu i-a permis, a încercat să destructureze un trio foarte bun, zic eu, că ne înțelegeam foarte bine și Pascu și Rădulescu și cu mine. Nu avea acces în vestiar, domnul Copos. Și ușor, ușor asta și-a dorit,
ca mai toți să aibă acces la vestiar. Și a intrat în acel UFC Rapid, o asociație non-profit era, ca sponsor cu Samsung, dar nu mai are sens să... Cine vrea să afle detalii, poate să citească Fotbalul în Cârje. Am o carte, o găsesc la Libris. Am zis, găsesc și scriitor, da. Să o citească și toate lucrurile astea le spun acolo. Dar trebuie să și plătească să afle lucrurile astea la Libris. Da. Deci l-ați inițiat pe George Copos în patronat, cum ar fi. Da. Adică ați prins... E istoria, nu mai contează. Asta e. Și de-aia, adică ăsta ar fi motivul pentru care și plecați de la Rapid? Nu, a plecat Mircea Rădulescu pentru că nu aveam bani la club și a găsit ofertă la Naționala a Egiptului și acum începea campionatul în 2 săptămâni, cine să rămână principal. Și Mircea Pascu, care mă aprecia și chiar am muncit un an de zile și am contribuit și eu bine, zic eu, și am adus și niște bani de la firmă, că aveam și o firmă foarte bună pe vremea aia. Dumneavoastră nu aduceați prăjituri la pauză. Nu, am adus vreo $50,000. I-ați mai văzut înapoi? Da, nu. În veci. Dar nu îmi pare rău, pentru că am achitat niște salarii, ce am putut să fac și eu, am luat niște echipamente, am jucat cu Inter Milano în cupa UEFA. Dar dumneavoastră erați principal la dubla cu Inter? Da. Dumneavoastră ați fost principal, da, nu? Da. Și pe banii mei s-au făcut și costumele, de exemplu. Sunt în poze costumele. Da? Și prosoape am cumpărat la club, și mingi am cumpărat la club, și training-uri am cumpărat la club, și cantonament pe banii mei s-a făcut la bușteri. Și așa mai departe. Nu erau bani. Și după aia domnul Copos mi-a spus: Marcele, puteai să elimini Interul. Mă, băiatele, Bergkamp a costat 20 de milioane de dolari și noi aveam buget $200,000 pe an. Dacă Bergkamp v-a taxat la... Ăla a costat 20 de milioane. Și tu îmi spui mie că puteam să eliminăm Interul când băieții nu și-au luat salariile de 5 luni. Și am rezolvat și charterul cu Romavia, cu domnul general Budiaci, sponsorizare. Deci era un fel de antrenor organizator. Da. Și după aia că trebuia să... Pe ce să batem Interul? Pe prăjiturile tale? Pe ce să batem Interul? Carbohidrați, ajută carbohidrații. Dar mă, un jucător și... Dar ca să vezi când e să-ți reproșeze cineva ceva, tu de 20 de ani ai fost într-o cupă europeană, n-ai făcut niciun transfer, l-am adus doar pe Andrașii, da? Pe Sandu, care a și dat golul la Inter, da, că n-aveam bani de jucători. Jucătorii ne plătiți de 3-4 luni, n-avem bani de transport, n-avem training, n-avem prosoape, nu funcționează sauna, n-avem becuri în sauna, n-avem nimic. Și trebuie să batem Interul. Da, chiar, deci era la Rapid, era... Da. Era Rapid, stadionul vechi. Da, da. Și teren de antrenament era la Pasteur cu iarba până la genunchi și când ploua făceam în spatele Teatrului Giuleș pe terenul de handbal, pe bitum. Antrenament, da. Și hai să batem Interul. Bine. Și aș și câștiga cupa UEFA anul ăla, cu Bergomi, cu Schilaci, cu Sousa, cu Jong, cu Bergkamp, cu ăsta în poartă, Zenga. Da, Zenga, da. Hai Zenga, să-i batem. Da. Dacă l-avem pe Sandu Andra și pe Pavel de la Mizil, putem să-i scoatem oricând, nu ar fi o problemă. Da. Am spus la început, aveți... Bine că n-am luat 8 sau 10. Am luat numai 3-1. Ce-i drept? Și-a fost 1-1, 20 de minute pe San Siro. Da. Titlu câștigat cu Steaua ca jucător, urmează două titluri, nu? Câștigate, da, cu Steaua ca președinte al secției de fotbal. În 96, da, veniți președinte, da, când iese Ion Alexandrescu, da, la, da, pensie. Da, deci acolo a fost o problemă să nu stric, pentru că Steaua era deja de 3 ani campioană. Problema e că în 96 vara au plecat 8 titulari în străinătate. Pe bani mulți. Pe bani mulți, dar rămâi fără echipă. Pentru că dacă e acum de la City 8 titulari, îi scoate pe Hala, pe De Bruyne, pe Grealish și pe încă vreo 5, și să vezi dacă mai câștigă vreun campionat în Anglia sau de la Real Madrid. Scoate pe Bellingham, pe Camavinga, pe ăștia și să vezi pe ce loc 9 se termină Madridul. Și 9 ne-au plecat așa. Stângaciu, toată linia de apărare. Pârvu, Filipescu, Doboș, Prodan, Gâlcă, Vlădoiu, Adrian Ilie. Toți erau componenți a echipei naționale, la lotului echipei naționale, toți. Și îți pleacă într-o vară. Adică asta a fost primul an în acolo, nu? Da. Când ați ajuns. Da. Deci și te lupți cu FC Național, cu Gino președinte, cu Banca în spate, cu Banca Națională a României și cu Halagian.
Mă, plecându-ți ăștia 8 jucători, ai rămas sigur cu unii pe acolo, Denis Șerban, Roșu, dar ăștia erau, aveau 20 de ani, 19 ani, nu puteai să îi consideri oameni era de bară. Era și Lăcătuș, Lăcătuș parcă era, nu? Lăcătuș încă era, dar totuși ăștia 8 contau. Îi contau și la echipa națională, nu numai la Filipescu a jucat ani de zile, Adi Ilie a jucat, Prodan a jucat. Și Doboș ai câteva meciuri. Da, păi... Și cum? Că țin eu... Prin echilibru, prin aducere de jucători sensibili, egal bine, campionatul era... Pe an ce trece am văzut că nivelul calitativ este din ce în ce mai scăzut. Adică în 96 erau 11 ani de când jucasem eu la Steaua. Adică nu era o perioadă atât de mare, un deceniu, da? În care am avut niște repere, niște foști jucători și actualii jucători. Ei, din echipa din 96, cu excepția celor bătrâni, cu școala elementară ABC-ul, fotbal în sfârșit, înainte de 89, nu știu să lovească mingea cu celălalt picior. Pe când la Steaua în care am jucat eu, cu excepția lui Bălăni, toți dădeam cu stângul și cu dreptul. Măcar o pasă de 20 de metri, de 30 cu stângul. Toți, oricare. Aici nu. Dănciulescu cu stângul, nu? Roșu cu dreptul, nu? Denis Șerban cu stângul, nu? Deci nivelul calităților elementare era deja scăzut în 10 ani. Cu toate astea câștigam cupa și campionatul România. Da. Înseamnă că nivelul întregului fotbal românesc, tehnic al întregului fotbal românesc, era mai scăzut. În 10 ani s-a întâmplat treaba asta. Pentru că au plecat foarte mulți jucători afară, enorm, peste 1000 de jucători, din 90 până în 96. Curiozitate, ce s-a întâmplat cu banii aia? Pentru că m-am uitat așa pe sumele de transfer. Bani mulți pentru vremea aia, nu știu, Adi Ilie, foarte mulți. 1 milion și deci ceva. La nivelul, anului 96-97, cu un buget de 1 milion, 1 milion jumate de dolari, erai extrem de liniștit. Cu 2.5-3 deja te băteai la primele 3 și Steaua avea bani ăștia. Sau ar fi trebuit să aibă. Păi cu vârf și îndesat, că dacă aduni... Da, așa este. Problema era următoarea, că fiind o unitate militară și fiind 24 de discipline sportive, de secții sportive, banii dați celorlalte secții, alocați celorlalte secții de către Ministerul Apărării Naționale, nu reprezentau nici măcar jumătate din necesar. Adică trebuia undeva la 40 de miliarde bugetul clubului și Ministerul dădea 20, fără fotbal. Toate secțiile. Toate secțiile. Restul secțiile. De jumătate dădea Ministerul pentru toate secțiile, mai puțin fotbalul. Și atunci banii... Dar fotbalul primea bani? Fotbalul nu primea bani. Fotbalul încasa bani pe transferurile astea de care am pomenit. Deci banii pe care îi dădea Ministerul îi dădea doar secțiilor... Nu, dădea întregului club. Da. Dar erau... Bugetul întregului club era de 40 de miliarde. Am scos secția de fotbal din discuție. Și tot mai trebuia încă jumătate. Și mai trebuia încă 20 de miliarde ca să poți să te întreții. Nu să mai aduci jucători, să mărești salarii, să dai prime mai mari, să ai cantonamente mai buni. Nu. Și atunci din banii de pe Adi Ilie, de pe Prodan, Didi, Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească, mergeam la celelalte secții ca să se îngropească și un cantonament al secției de scrimă, să iau un premiu de 1.200 de dolari și Laura Badea, să și voleiul trebuie să facă un cantonament, trebuie să plece și echipa de polo nu știu unde și basketul trebuie să mai aducă un american și un sârb de mâna a treia și așa mai departe. Și atunci din banii ăștia folosi pe ele. La un moment dat în luna septembrie 97, 3 luni jucători echipe de fotbal n-au luat salariile. Pentru că nu erau bani. Și când am întrebat la contabilitatea clubului, la oala comună, era un colonel Pițurcă, contabil, și zice, bă, Neapiți, unde-s banii? Păi, Marcele, zai, lasă-mă în pace, că am cheltuiel cu... Păi, îl interesa tot ansamblu, tot clubul. Da. Păi, eu am înțeles că te interesează Laura Badea, dar păi nu mă interesează de Rotariu. Și trebuie să-i dau banul Stelea și Lăcătuș. Când pe matale te interesează Laura Badea și păi nu mă interesează dacă îi dau lui Lăcătuș bani sau nu. Și nu primeam răspuns. Și acolo se duceau banii în oala comună și în deficitul celorlalte secții. Și așa se ia decizia de privatizare. Și de asta se ia decizia de privatizare. Unul dintre motive. Și de acolo știm istoria până azi. Complicată privatizarea? Nu. Nu. S-au făcut-o unii complicate. Eu
Pentru mine nu era complicată. Eu veneam din sistem privat. Eu am avut tot timpul din 90 societățile mele comerciale. Am avut salariați. Știam legislația, știam cu ce se mănâncă, știam să atrag sursele de bani, știam să mă simțeam bine în mediul ăsta. Ceilalți de lângă mine nu înțelegeau ce e asta și erau etatizați din cap până în picioare. Bine, aveau și o vârstă mai înaintată decât a mea și nu aveau... Adică au fost oameni care s-au împotrivit oarecum, tot nu? Clubul. Nimeni din clubul Steaua n-a dorit privatizarea secției de fotbal. Nimeni. Decât unul singur. Cel din fața ta acum. Și mi-am pus pe toți în cap și m-am înlăturat. A revenit Babiuc de la minister. A plecat, a revenit. I-a dat afară și tot au făcut privatizare, numai că au făcut-o pe genunchi. Cu 100 de membri de foști sportivi, cu Horia Moculescu, cu pensionari, cu chestii de genul ăsta. Și așa ajunge clubul oarecum la Păunescu. La prietenul domnului Cristian Gațu, Viorel Păunescu, care n-a dat bani la club și care tot s-a împrumutat de la Gigi Becali și care după 5 ani trebuie să-i dea banii lui Gigi Becali înapoi și a dat clubul, nu banii. Și așa ajunge clubul așa la Gigi Becali. Gigi Becali. Și acum avem Gigi Becali și FCSB și CSA. Da. Care este Steaua, domnule Pușcaș? FCSB-ul. Da? Da. Da. Păi și atunci ce facem? O să găsească CSA-ul un alt Gigi Becali. Ziceți? Păi altă soluție nu-i să fie privatizată vreodată. Sau o să stea la Armata Română, echipa armatei, de acum în 50 de ani o să joace Armata Română contra Borussia Dortmund, contra... Bun, și dacă FCSB-ul este Steaua, de ce tot circul ăsta din ultimii ani? Pentru că se acea chichiță cu marca, cu numele, cu nu știu ce, care e o chestie de formă fără fond, zic eu. Pentru că atunci când s-a, și în 98, când s-a privatizat și a devenit FC Steaua, alu aia condusă de Păunescu și de Gațu, și aia a fost cu aprobarea Ministerului Apărării Naționale făcută. Și cea din 2003, de fapt în 2003, ce s-a întâmplat? S-a schimbat, a apărut legea sportului și putea să permită cluburile sportive, nu doar de fotbal, să se transforme și în societăți comerciale. Și Gigi Becali a făcut o societate comercială. Ignorând în 2003 detaliile astea mici, că n-avea nici el exercițiu mare juridic Becali. A, deci asta ar fi fost greșeală, de marcă, să de zicem. Cutare, că dacă se cerea în 2003, băi, dați marca așalea, îi dădea. Numai că marca Steaua nu poate să-i o dea, pentru că e la CSA Steaua. E clubul Steaua, el există încă, cu celelalte discipline sportive. Corect. Cum e și la Craiova, CSU Craiova, unde e președinte Badea. El există, clubul Universitatea Craiova. Deci, de exemplu, CSU, al lui Rotaru, nu? Folosește, închiriază numele de la Pavel Badea. Nu-i numele lor. Zic, nume închiriat. Am o curiozitate. Dumneavoastră erați președinte la celebra dublă cu PSG? Da. Da? Da. Ce s-a întâmplat? Am vândut meciul. Am luat... Așa a spus și o recunosc. Am vândut meciul, am luat 10 milioane de dolari erau atunci. Eu și Gațu i-am luat. Într-o pungă de un leu de la Paris, pe aeroport, 10 milioane de dolari în conturile mele. Să punem oarecum în context. I-am dat și lui Lăcătuș, i-am dat lui Lăcătuș, i-am dat lui Miu, lui Baciu, le-am dat de la mine, din buzunar, bani. Așa în aeroport, în aeroport, da, să fie 4-0 la pauză, minutul 30-3-0. Da. Să tremure Roland Aghe, când intră în teren, să tremure, să fie alt Cavaru. Contextul următor. Și lui Stoichiț i-am dat bani, să facă echipa Strâmb. Câștigă Steaua cu 3-2, da? Da. Dar până la urmă 3-0, pentru că folosesc ei un jucător, nu știu ce, returul la Paris. Da. Și la Paris se întâmplă, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă, de exemplu, la Milan cu Liverpool, la Istanbul, acum 15 ani, la un 3-0, un 4-0. Nu? Da. Am văzut PSG cu Real Madrid sau cu cine? 3-0, 4-0, 2-0, 5-0, ceva de genul. Întorsături din astea. Între echipe egal valorice. Corect. Da? Noi jucam fără Lăcătuș și fără Adi Matei. Bine, nu că neapărat cu ei ne-am fi calificat. Singurul cu experiență în teren era Rotariu. În rest, Ciocoiu, 20 de ani, Roșu, Denis Șerban, Cătălin Munteanu. Jucau Rai, Simeone, Simone Engoti, 5 viitori campioni mondiali.
plus italien și nu știu ce. Scuze, Leonardo? Adică, ce să facă Leonardo cu Roșu și cu Rai și cu Simone? Erau diferențe. Ei aici ne-au luat la preț de matineu, de-aia am bătut cu 3-2. Da. Da. V-au deranjat discuțiile alea de după, da, pentru că... Dar ei n-au ieșit, noi dădeam interviuri peste tot, așa cu Stoichiță, care era alb ca barul și el pe bancă. Da. L-am adus pe Loații pe Bălini la Paris să le vorbească cu o zi înainte puțin jucătorilor. L-am întrebat pe Stoichiță, măi, ai ceva împotrivă să vină și Loații? A venit de la Nancy, a fost foarte amabil. Da? A venit Loații frumos și le-a spus, băieților, să nu credeți că e un meci ușor. Aici se poate întoarce oricând, orice rezultat. Și noi dădeam interviuri, unii de optimiste, alții pesimiste, unii erau emotivi la intrarea în teren, alții erau prea încrezători, deci n-a fost o stare unitară de spirit. Oricum, fondul lor era mult mai valoros decât al nostru, ăsta este adevărul, și ei n-au vorbit de la decizia luată de UEFA până la meci nimic. Nimeni din PSG n-a dat o declarație presei franceze. Deci s-au băgat în hotel, în castel, s-au închis acolo și n-au comunicat cu nimeni. Deci în ziua aia PSG-ul bătea orice echipă din lume și nu rău. Da, credeți că ar fi fost mai bine să se... Stai două secunde. Cu un an înainte și am încercat să le spun la celor care m-au acuzat de cele 10 milioane pe care le-am luat și mi-am făcut... Da, chiar cineva acuzat? Toată presa, la vremea respectivă. De la ziua a început, aveam eu doar 2-3 prieteni la ziarul ziua și am început să, aoleo, pușca și cu gața, ocupând un meci. Că nu credea nimeni că pot să pierzi cu 5-0 la PSG. Pe bune? Dar cu Chelsea cum ai pierdut cu 6-0? Pe bune, dar cu un an înainte cum ai luat 5 de la Juventus? Și 4 de la Atletico Madrid? Cu Adi Ilie în teren. Da, da. Cu un an înainte, 5-2 la Dortmund, 4-0 cu Juventus, 4 de la Atletico Madrid cu 8 titulari în echipa națională. Acum nu mai aveam pe ăștia 8. Ce e așa de greu de înțeles că o echipă de genul ăsta poate să bată, repet, nu echipe din România, orice echipă din lume, dacă prind o zi ca lumea și se concentrează. Câte întorsături? De câte ori a luat Steaua de la 4 în sus? De la Dinamo Kiev, peste un an, doi. De la Panathinaikos, 5. Peste un an, doi. Cu cei Dinamo Kiev sau Panathinaikos, cu ce erau peste PSG atunci? Cu nimic. Împotrivă. Voiam să vedem dacă credeți... Dacă cine înțelege fotbalul, nu vorbește prostii. Ar fi fost mai bine să rămână 3-2 ăla și să nu fie... Dacă era 3-2 ăla, ne băteau cu 2-0. Te dădeau cât te trebuie ca să se califice. Crede-mă. E diferență, era prea mare. Să fim serioși. Aveți vreun regret că în 2014 ați intrat în echipa federației cu Răzvan Burlanu? N-am. Nu mai am. Am avut. Ați avut? Da, m-am lecuit pentru că am învățat niște lucruri și m-am convins de alte lucruri și m-am... În permanență, orice am făcut în viață până acum, tot timpul am încercat să învăț câte ceva. Da, am și făcut diverse și destul de multe lucruri. Am trecut de la antrenorat la, vezi, doamne, ofițer de presă, de la fotbalist la nu știu ce, de la om de afaceri la președinte de club, de la școală privată de fotbal la, de la, am antrenat, am activat în județ, am activat în C, în B, în A, am promovat din C în B, din B în A, am câștigat campionate, deci am pus pe toate palierele. Nu regret nimic. Am fost și în echipa lui Burleanu. Am fost 20 de ani anti-Mircea Sandu și regimului, am văzut că nu-i bine să-ți faci iluzii ca să n-ai deziluzii, am învățat și pe asta, așa că mie mi-a folosit și m-am format mai bine. Îmi pare că nu m-am cu 10 ani mai puțin acum ca să pot să și dau mai departe, să am timp să dau mai departe experiența sau din experiență. După experiența de la federație, faptul că ați fost anti-Mircea Sandu vehement, nu? Păi cine mai era? Era Mircea Pascu și Marcel Pușcaș. Așa. Și a fost Mititelu. Ați văzut lucrurile puțin altfel după experiența de la federație? Da. Și am văzut că multe, multe realizări ale lui Mircea Sandu sunt valabile și astăzi. Nu mă refer doar la baza materială. Buftea Mungoșoaia, Casa Fotbalului, da. Adică sunt clădiri, lucruri bunuri pe care
le-a realizat timpul lui, la nivel de proprietăți, nu de închirieri de spații. Există și o relativitate. Dacă ne uităm doar la nivel, au fost și calificări multe la turnee finale de juniori și pe vremea Mircea Sandu. A fost cum așa cum au fost și calificări la echipe la turnee finale de seniori. Mult mai multe decât în mandatul lui Burleanu, că sunt două. 2016-2024. Da. Dar în grupe mult mai accesibile. Da, apropo, de ce ați fost, hai zic, dur sau critic cu performanța națională? Cu calificarea la Euro? Eu? N-am fost. M-am citit așa câteva declarații mai... Nu, n-am fost. M-am bucurat și e normal să fie așa, pentru că îți crește cota ca țară, ca nivel de jucător. Numai, nici nu v-a surprins calificarea de pe primul loc fără înfrângere, nu? Da, cum cred că a surprins pe toată lumea. Da. Nimeni nu spunea că o să fie pe primul loc înaintea Elveției, nimeni. Dar e o performanță uriașă, pentru că au fost multe discuții. Ok, am înțeles eu în timpul... Este ca fără discuții, este o performanță, dar nu trebuie să te umfli în pene, pentru că sub preșul ăsta există și puțin praf. Adică sau afară e vopsit gardul. Și atunci chestia, dacă ne calificăm și la competiția următoare, asta înseamnă că începem să fim un făgaș bun în fotbal. Da, lumea. E bun și praful dacă dar te duce la Euro. Dar lovești odată și să dispare iar 10-15 ani, înseamnă că ai o problemă cu fondul problemei. Fondul problemei care e ăla, praful ăla de sub preș. Da, aveți încredere națională la Euro? În grupa asta, în mod normal, trebuie să ai încredere, nu? Nu. Cu Belgia ar trebui să ai o problemă, numai că nici slovacii nu au 2-3 jucători interesanti și ei. Problema e că cum să spun, în echipa națională a realizat mai mult prin această calificare decât ce se întâmplă în fotbal românesc. Ca dovadă că la nici un nivel nu ne calificăm în grupe, în vreo grupă, nici măcar de Conference League, nu avem nicio șansă. Ceea ce e grav. De fapt, asta e oglinda adevărată a fotbalului românesc. Pentru că acești jucători care compun echipa națională astăzi, de bine de rău, mai sunt pe la Empoli, pe la... Da, pare că ne mișcăm așa. Avem un Man care și un Mihăilă care sunt ok, un Drăgușin care transferat deocamdată. Când realizezi câte ceva, te bucuri și după aia începi să ignori fondul. Aici, de asta mă leg, dacă mă leg de echipa noastră, nu neapărat că nu mă bucur. Mă bucur, sigur că mă bucur și mă bucur și pentru Edi. Îl știu de când avea 5 ani. Dar, chiar venea la antrenamente pe vremea aia, venea, nu? Și a lui Alin, a lui Stoica. Da. Deci, mă bucur și pentru unii jucători cu care chiar am colaborat și la loturile naționale de juniori și de tineret când am fost în federație. Cum să nu mă bucur? Dar una e una și... Eu aș vrea să văd toate echipele românești în grupele cupelor europene. Complic. Atunci înseamnă că ai campionat ca lumea, ai o infrastructură ca lumea România, ai o selecție bună, ai pepiniere bune, ai așa zisele academii. Atunci înseamnă că ai un fond și acel fond de calificări în grupele cluburilor, pe ăla e fondul real al unei echipe naționale. Sau ar trebui să fie. Ori la noi e taman invers. Ați spus mie să nu fie o întâmplare. Să sperăm că nu. Timpul o să decidă. Ați fost implicat în mod direct. Credeți în legenda aia care a ieșit atunci că Gică Popescu sau lui Gică Popescu nu i s-ar fi întâmplat ce i s-a întâmplat cu arestarea dacă nu ar fi candidat la nu știu ce să spun, președinție? Pentru că a fost prea cusută cu ața albă. Adică Gică, din câte știu eu, își plătise datoria la... Deci în majoritatea statelor de la Nădlac încolo, când te acuză, poftim, fiscul, cum o cheamă pe soția lui Piche, fosta soție, Shakira, da? A fost acuzată de vreo 14 milioane de euro, evaziuni sau uitări de plată, să zicem așa. Da, s-a dus, s-a discutat cu fiscul, domnule, dați-mi 7 milioane, a spus fiscul, și uităm de litigi, încheiem discuția. S-a dus Shakira, poftim, 7 milioane, am terminat. Ori Gică Popescu, dacă a datorat pentru evaziune, că de asta a fost acuzată, 400.000 de euro și a plătit statul român 400.000 de euro. Ce trebuie mai cu omul? Că până la urmă tu stai ce vrei, să ne norocești un om sau să-ți iei banii? Că asta n-am înțeles. Da. Și-a plătit datorile, lasă. Putea să-i dea cu suspendare, să zicem.
Na, ai greșit, ai comis, ai vrut să... Dar poate n-ai vrut, poate ai omis. Ok. Dacă ți-a plătit datoria, ce treabă mai ai cu... Și dacă dădea cu suspendare, cred că putea să candideze. Ar fi câștigat? Da. Atunci da. Da? Da. Da. Erau toate pentru el. Și tocmai asta a fost... Asta a fost punctul culminant și marea șansă a lui Burleanu, bulversarea electoratului. Pentru că nici eu nu eram în fotbal, să zic că am avut afinități cu ei, nu mai eram de 10 ani în fotbal. Chivorcheani mai era cu ei, dar nu era agreat de toată lumea, Avram la fel. Păi bine, dumneavoastră ați candidat și... ca să luați câteva exact. Voturi să-l ajutați să-l ajut pe Răzvan. Exact. De asta. Burleanu, da. Știind că n-am nicio șansă până ne-am jucat de candidaturile. Da, deci dacă rămânea Popescu, nu mi era nicio șansă. Și în seara aia ce ați gândit când ați aflat de veste? Păi, tare curios. Păi, dar dintr-o dată s-au deschis alte portițe, pentru că electoratul din zona asta de, să zic așa, fotbal nișă sau fotbal mic, gen futsal sau fotbal feminin, nu avea o treabă cu Chivorchean sau cu nici măcar cu Avram. Și aici a reușit din mini-fotbalul lui cu una cu alta să-i convingă să-i adune Burleanu și avea deja o masă. S-a deschis o poartă uriașă prin arestarea lui Gică Popescu. A deschis un hău într-o Răzvan Burleanu. N-avea cum să scape. Vorbeam să nu de devină președinte. O carieră terminată înainte de vreme. Rămâne oarecum așa în sufletul noastră singura selecție la echipa națională? Mircea Lucescu era selecționer? Da, da. Eu cred că e o selecție în echipa națională când venisem la Steaua, dar pe fondul în care nu era niciun jucător de la Steaua în echipa națională. A, nu, atunci a fost singurul selecționat? Da. Deci nimeni din Steaua nu era la echipa națională. Pentru că mai îi lua sporadic așa pe un Iovan vreo 2-3 meciuri, pe Balint îl mai căra după el Nea Mircea. Lați era la Târgu Mureș, Stoica nu, deci nici nu Lăcătuș a debutat, mi se pare, prin 84 la un an după mine, a dat 2 goluri în Portugalia și n-a mai fost convocat încă 2 ani. Adică nu prea era drag așa lui Lucescu de Steaua, așa cum nici Steaua încă nu dovedise față de Dinamo, da, și față de Craiova. Ce an era așa? Era 83, 83, nu? Acolo a fost... Nu. Deci nu prea era un jucător de la Steaua în echipa națională. Dacă aș fi rămas la Steaua și dacă evoluam bine, poate și cu Stoica, și cu Bălin sau în locul unuia sau cumva, probabil că aș fi prins și alte meciuri după 86 când s-a dus și grupul, adică era deja majoritatea, erau 8-10 de la Steaua în echipa națională și atunci cu grupul te duci și tu. Și probabil că aș mai prins câteva meciuri. Dar acum e istorie, probabil, nu știu. Bănuiesc că da, dacă echipa merge bine și tu joci și echipa campioană și joci în Europa, așa, n-ai motive să nu mă prins la Rotariu, de exemplu. Era venit la 26 de ani la Steaua, 27. Nu? A prins și el, nu știu, 30 de selecții, 25, păi, 40. În Italia. Păi s-a dus cu echipa și el, da, nu? Suntem la un podcast la un alt nivel și vreau să vă întreb când a fost fotbalistul Marcel Pușcaș la un alt nivel? În perioada scurtă ce-i drept a carierei. Păi, la un alt nivel? Da, mai... la cel mai înalt nivel. Păi, Steaua a fost. Ăla a fost, nu? Steaua a fost. Steaua, da. Adică, nu știu, n-am... Am avut și meciuri slabe, dar nu mi-aduc aminte de unul să fi fost cel mai slab din echipă sau de pe teren. Eu nu mi-aduc aminte. Că toți avem meciuri, au avut meciuri, da, slabe. Dar eu să fiu cel mai slab din echipa în care am jucat, că e Bihor, că e Steaua, că e Rapid sau de pe teren, eu nu mi-aduc aminte. Adică eram pregătit, repet, eram pregătit și aveam acea mentalitate în momentul în care mi-am rupt piciorul, până să-mi rup piciorul, în care credeam că aveam încredere că pot rezolva situații esențiale în joc. Pasă de gol, ceva să tragi echipa după tine, să mobilizezi colegii. Asta era mentalitatea de atunci a mea. Eram și foarte bine pregătit și fizic și din toate punctele de vedere. Nu doar eu.
toți acei jucători ai Steelei, cum erau și toți cei de la Craiova la fel. Pentru că uitați-vă, orice jucător a plecat de la Steaua sau de la Craiova în altă parte, a fost la fel de important sau poate mai important la echipele la care a plecat. Da. Pentru că transmitea ceva în plus, acea mentalitate de concurs, acea încredere în tine și acel țin minte că am jucat cu echipa a doua lui Panionios la Atena odată cu Steaua și am pierdut noaptea, cam toată echipa. Am stat vreo 10 zile, da. Se mai întâmplă. Am stat până în Glifada, până în aeroport, mă rog, și s-a deschis un băruleț lângă noi pe acolo și hai să vedem cum e barul, a făcut la 509, așa, și atunci cum să nu bei o bere gratis, așa, când deja era rar din țară. Numai că mâine la ora 11 am meci cu echipa a doua a lui Panionios. Da. Și m-am culcat pe la 3-4, iar de văzut copii 18-19 ani, 20 de ani. Ei, și la pauză era 1-0 pentru copii. Și a dat unul de 1,50 m lui Duc Adam, gol din 6 metri, cu capul. L-a fugărit Helmut pe acolo de să-l omoare. Eram puțin cheaune așa, la 10-11. Am câștigat până la urmă, 2-1 sau 3-1 i-am bătut, dar și cu pumnii pe copii. Adică nu puteai să vii în țară să spui cuiva că te bate echipa a doua lui Panionios, când noi în condomale de vreo 4-5 la aia mari și pierzi la copii. Decât pe fond de viață nesportivă. Da. Și azi la puțin așa mai dur. Păi, nu știu, eu nu puteai pierde. Dar mai cum. Că ai scopul scuză mici la cele. Dar ții minte și întrebați-l pe Duc Adam. Am râs după aia, da. Copii, dar să vii să raportezi după aia Mircea Ceaușescu. Păi ce ați făcut? V-a bătut aia de 18 ani. Chiar că trebuia să raportați? Păi ăștia dau afară antrenorul că nu bațase Roma și te bat copiii de 17 ani de la Panionis. Hai să fim serioși, nu mai... Nu puteai. Mulțumesc mult mulțumesc. Pentru că ați venit și pentru discuție. Și da. Vă doresc să vi se întâmple tot ce vă doriți dumneavoastră. Doar sănătate. Sănătate. Atât. Că e cel mai important, așa le zic și prietenilor noștri care ne urmăresc. Mulțumim ca de fiecare dată și până la episodul următor. Cum a zis și domnul Pușcaș, să fiți sănătoși.